Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. E așa de fain să te trezești și copiii să n-aibă treabă cu tine, să pur și simplu fiecare așa când s-a trezit a plecat. Bine că noi am dormit doar cu băieții, doar cu Felix și cu Daniel. Melissa a zis că ea vrea să doarmă cu mama ei. Prima dată a zis și Daniel, dar până să ne băgăm la somn s-a răzgândit. Și îmi place și mie așa să dorm lângă ei, să-i văd cum dorm și așa, să le văd mocuțele alea drăgălașe când dorm. Dar, sincer, mă odihnesc mai bine când ei dorm în camerele lor și noi în camera noastră. Sau în camera lor, momentan. Pentru că se foiesc, se trezesc să bea apă și așa mai departe. Dar a fost interesant și cum s-a luminat, s-au trezit și direct la mama ei. Nu știu acum ce fac în bucătărie, trebuie să vedem. Sigur, le dă mama ei ceva de mâncare, îi răsfață cu ceva. Felix și-a luat acolo ceva de ronțăit și stătea la desene. Și noi ne putem bucura de liniște, deci chiar din punctul ăsta de vedere e așa de fain. Pentru că dacă nu, unul dintre noi trebuia să se ridice, că e și Florina aici, și unul dintre noi trebuia să se ridice, să le pregătească ceva de mâncare, să... așa, nu avem nicio treabă. E totul așa mai relaxant, dar oricum nu o să stăm să lenevim prea mult. Pentru că vrem să mergem să o vizităm și pe bunica lui Florin, străbunica copiilor. N-am mai văzut-o de ceva timp și am zis că toți suntem pe aici să dăm o fugă, să o vizităm și pe aia să vedem ce facem mai spre după amiază. Mi-am propus să filmez mai mult zilele astea cât vom fi la București, dar n-am reușit. N-am reușit pentru că... De ce? Ne-am tot plimbat. Am fost la străbunica, am mâncat acolo, bine, mai mult tu ai mâncat. Știu ce ai făcut, ia zi. Ce ai făcut la mamaie? Unde e bubica? E teleghidat mic. Ești cucu meu mic? Mai devreme nu era atent tot așa să se joace, și așa să cadă din parte. Unde ai dormit? Acolo ai dormit cu mami? Și aici ai dormit cu tati? Că azi noapte am făcut schimb de bibiluși. Eu am dormit cu bibilușul ăsta mai mic și el a dormit cu bibilușul mai mare. Numai că bibilușul mai mare a dormit, în schimb bibilușul mai mic nu prea a dormit, da, și... Deja au trecut zilele astea, bine, ce zile, că o zi și un pic. Și trebuie să începem să ne strângem lucrurile și să plecăm iar. Și nu avem așa nicio tragere de împachetat, de... Și copiii se simt așa de bine, n-au niciun stres. Iar cu drumul, iar cu plimbatul. Da, și mama ei ne-a răsfățat, am mâncat acum 3 castronele de... Ciorbă de salată, nu mai pot, simt că pocnesc. Și am mâncat ciorbă de salată, un castronel și musaca. Asta, venim aici, așteptăm și mâncăm și lenevim și ne odihnim. De lenevim n-am avut timp să lenevim, dar... Dar nici prea hard, nici nu pot să spui că am fost. Da, și să mergem. Și voiam să vă arăt, dar nu mai știu unde am pus-o, că de prea mult entuziasm am ascuns-o și uite ce păpucei o pufoșeam, are grijă soacra mea de mine să nu fie frig la piciorușe și mi-a mai dat ceva și am ascuns-o și să văd, aici am pus-o oare. Da. Sau nu? Ba da. Am și o ciocolată din asta, de care vă tot ziceam, cu nuga de portocale. Numai că aștept momentul potrivit așa să o desfac. Mie că o desfac și trebuie să împart cu toată lumea și rămân prea. Știu ce ai găsit acolo? Chiar ce-aș mânca o ciocolată. O ciocolată îți dau asta. Dar nu-mi dai din asta pe gust? Nu. Și nu mă provoca ca să par zgârcită. Dar ai putea să iei de la gura unei femei însărcinate? Nu, nu, nu. Asta. Și din păcate a găsit una singură. Mai era. Și nu prea mai găsesc în niciun magazin. Nu știu dacă vedeți pe undeva ciocolată din asta, dar să fie cu portocale. Să-mi spuneți unde ați găsit-o. Cumpărați și mie vreo două. Cumpărați și mie vreo două baxuri. Două cutii. Doi paleți. Ce faci, Felix? E bună? Cum să nu fie bună ciocolata? E bună ciocolata. Cred că până la urmă o să o desfac. Mi-e poftă tare. Meia, meia. În care ciocolată vă place? Asta lui mami, nu? Da, care de portocale. Da, aia de la tati nu vă place? Nu, mie nu-mi place laptele, asta e problema. Asta e problema? Da. Și asta e bună tare, nu? Da. Știam eu că n-am ales momentul potrivit ca să o mănânc. Trebuia să mai aștept. Știi? De ce trebuia să mai aștepți? Ca să o savurez mai bine. Ca să nu venim aici să strugânim ciocolata? Da. Abia ce zi, nu mai ai. Nu avem un buton de dat înapoi. Mănâncă și ce până se termină. Să mănânc până se termină? V-a plăcut la mamaie? Nu te-am mâncat la mamaie. Nu, dar trebuie să ne îmbrăcăm să plecăm. Nu, nu, eu rămân aici. Eu vreau să plecăm. Nu să nu vei ce pun în bază la asta? Nu. Atunci doar mă joc. Și tu rămâi aici? Da. Nu știu ce faci aici. Am ajuns acasă. Mie mi-e foame. Și copiii sunt foarte nerăbdători să împrăștie jucăriile și să se joace cu jucăriile pe care le-au primit acum când am fost la București. Da? Eu nu am primit nimic, că nu o găsi pe tine. Păi da, dar jucăria ta? Ce se întâmplă cu jucăria ta? Lili, tu și-a făcut-o. O comanzi! Și când vine? După 3 zile, adică 3, nu 4. Trebuie să aducă curierul. Curierul? Curierul. Aduce curierul. Să-mi trebuie un curier? Stai, mâncă! Așteaptă că... Gata? Stai așa. Lasă-l pe Daniel cu jucăria lui. Și punctele de rezistență. Da, eu las și pe Melissa. O las și pe Melissa, bravo. Păgătește și două mașini, bă. Bă. Ups. M-am încurcat. Una, Melissa. Nu te poți să ce tati, bă. Nu-i frumos. Scuze. Stai să... Vedem dacă reușește domnul inginer. Ce tata e ce? Acum? Gata. Asta e prea mare, Daniel. Aia e prea mare, nu-i pentru asta. De una mai micuță, că e prea mare. Din alea care erau sau aia, da. Da. Nu trebuie cu astea care au venit la jocul ăsta. Asta era de la jocul celălalt. Cred că vreau să pun mai multe. Hai. Hai că s-a stricat. De-aia nu am mers? Daniel, la jocul ăsta mai erau alte mașinuțe. Erau 5 sau 6 mașinuțe în total. Cu alea trebuie să te joci. Nu cu alea. Axa? Aia, de exemplu, da. Ei! Stai să ne mai încercăm o dată. Dar cred că nu poți să pui mai multe deodată? Nu. E de doar una. Eu încerc să le conceptărăți că ar merg. Pardon, scuze. Dar practic... I-am lăsat acolo, tata. Hai, mă, pune o dată asta. Da, dacă la un moment dat se ciocnesc, da. Dar trebuie doar una. Au! Ups, a dat peste toată! Hei, dar uite și-a tot pus ca să mă bucur! Acum cine a pus? Mergeți mașina la o parte, că merge doar una! Merge chiar! Hei, Tanti, ne zici că se joacă! Nu mai puneți odată! Că ce dacă tot... Îl desfac! Îl desfac dacă fac! De ce? Că Daniel se joacă frumos! Hei, să picat! Gata, dragilor, se încheie filmulețul. S-a făcut destul de târziu până am spălat copila și până au adormit, până m-am spălat și eu. Așa de greu mă mișc, adică, bine, și de la oboseală și așa, dar așa ușurel, că nu pot să fac duș mai repede. Mai ales când îmi spăl și părul, chiar că durează 100 de ani. Na, în fine, ideea este că m-am spălat și pe dinți și tot, practic, sunt pregătită de somn. Dar mi s-a făcut așa o poftă de portocale. Deci nu știu cum s-a întâmplat așa, dar m-a lovit o poftă de portocale. Și mi-am luat așa 2 portocale și o să mi le curăț. Și o să mănânc 2 portocale acum. Că mi-e poftă tare. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup și aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!